Bună dragilor, în acest video vom aborda artrologia și vom vorbi despre generalitățile articulațiilor. Articulațiile sunt structuri anatomice care mențin oasele într-o strânsă legătură, permițând totodată mobilitatea acestora, le orientează și limitează mișcările, amortizează șocurile și consolidează scheletul. Din punct de vedere histologic, avem trei tipuri de articulații. Articulații fibroase, articulații cartilaginoase și articulații sinoviale. Articulațiile fibroase se mai numesc și sinartroze. Sunt articulații imobile sau foarte puțin mobile și le găsim acolo unde oasele nu realizează mișcări. Mijloacele de legătură la aceste articulații sunt reprezentate de țesutul fibros dintre marginile oaselor și periostul care trece de pe un os pe altul. În funcție de țesutul de legătură, deosebim trei tipuri de articulații. Sindesmoza: articulația la care legătura între oase este realizată printr-o membrană interosoasă sau printr-un ligament interosos. Sutura: articulația la care legătura între oase este realizată printr-un ligament sutural care ulterior se osifică. Este întâlnită în special la oasele capului. Și gomfoza: Articulația care consolidează dintele în alveola dentară prin intermediul periodontului. Articulațiile cartilaginoase se mai numesc și amfiartroze. Sunt articulații semimobile, permițând mișcări foarte limitate ale oaselor, iar în timp pot deveni imobile. Mijloacele de legătură la aceste articulații sunt cartilajele hialine sau fibrocartilajele. În funcție de țesutul de legătură, avem două tipuri de articulații cartilaginoase. Sincondroza, articulația la care legătura între oase se face printr-un cartilaj hialin acoperit de periostul oaselor care alcătuiesc articulația. Și simfiza, articulația la care legătura între oase este un fibrocartilaj care unește suprafețele articulare. Articulațiile sinoviale se mai numesc și diartroze. Sunt articulații mobile, între oase existând o cavitate articulară virtuală. Componentele unei articulații sinoviale. Suprafețele articulare ale oaselor, reprezentate de cavitățile articulare și proeminențele articulare acoperite de cartilaj articular. Cartilajul articular, reprezentat de cartilaj hialin, cu rol de amortizare a șocurilor și facilitează alunecarea oaselor. Degenerarea acestui cartilaj duce la apariția artrozelor. Mijloacele de legătură, formate din capsula articulară și ligamente. Cavitatea articulară, plină cu lichid sinovial, cu rol de lubrifiere a suprafețelor articulare. Formațiunile complementare, ca discul articular, ce are formă de disc, meniscul articular, ce are formă de felie de portocală, și labrul articular, ce are formă de inel. Și ultimele componente, vasele sanguine și nervii. Clasificarea articulațiilor sinoviale. După numărul de oase care participă la formarea lor, avem articulații simple, alcătuite din două oase, și articulații compuse, alcătuite din mai multe oase. După modul de îmbinare a oaselor, articulații congruente, la care suprafața articulară a unui os este negativul celelalte, și articulații necongruente, la care articularea se realizează cu ajutorul meniscurilor sau discurilor articulare. După conformația proeminențelor articulare. Plană, unde suprafețele articulare glisează una peste alta, Sferoidală, la care proeminența articulară are aspect de segment de sferă. Elipsoidală, unde suprafețele articulare sunt elipsoide. Ginglima, articulație cu aspect de balama, la care suprafețele articulare sunt congruente, cavitatea fiind mai amplă decât proeminența corespunzătoare. Condilară, la care proeminența articulară are aspect de condil, Trocoidă are proeminență articulară sub formă de dinte și selară are formă de șa și este de obicei întâlnită la articulațiile intervertebrale la păsări. Atât cu generalitățile. Nu uitați să dați subscribe și să aruncați o privire peste paginile de social media și site unde găsiți de asemenea informații utile din domeniu. Toate linkurile le găsiți în descriere.